După poate cel mai spectaculos campionat mondial de fotbal din istorie, ținem să prezentăm și sportivilor moldoveni care ne aduc faima peste hotare. Luptătorul de stil greco-roman, Alexandrin Guțu, a reușit să devină campion mondial printre cadeți după ce l-a învins în mod spectaculos pe un japonez cu 12-2. Îl salut pe Alexandrin, bună seara, Bună seara! și antrenorul său, Roman Zgardan, bună Bună seara. seara! Alexandrin, în această lună ai devenit campion mondial, Under 17, având doar 15 ani. Ai reușit să-l învingi într-un mod spectaculos, ziceam, pe japonezul Yamada cu 12-2, în perioada în care Japonia a fost la un pas să producă marea surpriză la campionatul mondial de fotbal, să elimine Belgia, au condus la un moment dat 2-0, au pierdut cu 3-2. La mondialul de fotbal au fost foarte multe surprize. Pentru tine a fost o surpriză că ai devenit campion mondial de lupte la cadeți? Da, a fost o mică surpriză, dar am muncit tot anul și eram gata să ieși și să lupt pentru medalia de aur. Dar până ajungi în această finală, ai obținut 4 victorii, un lituanian, un turc, un rus, un georgian, sportiv cu tradiție. În lupte, care a fost cea mai grea luptă pentru tine? Cel mai tare meci a fost cu elevul din Turcia. A fost un băiat foarte pregătit. Și de ce a fost greu? Fiind doar pregătit și... A fost pregătit foarte bine. Probabil și a fost... unele greșeli le-am făcut și eu. Probabil ai încercat să nu faci greșeli în duelul cu rusul Starodubțev, care te-a învins în finala campionatului european de cadeți anul curent. Ți-ai luat o revanșă. Ai analizat în mod deosebit această luptă contra rusului? Da, am lucrat foarte mult asupra greșelilor care le-am făcut la campionatul european și foarte tare am vrut să-mi iau revanșa de la el la campionatul mondial. Ți-a reușit? Da, am reușit. Dar spune cum a fost atmosfera în Croația, pentru că tu acolo ai devenit campion mondial, la Zagreb, în capitala Croației. În perioada aia se desfășura campionatul mondial de fotbal, Croația, care au ajuns în marea finală. În perioada aia jucau semifinala cu Anglia. Ce atmosferă era acolo? Era o atmosferă foarte frumoasă, așa, bună. Nu ți-a părut rău că n-ai devenit și tu fotbalist? Nu. Îți place fotbal? Da, îmi place. Uneori și la antrenament facem fotbal. Da, care a fost atmosfera în sala de lupte? În final am văzut foarte multă lume. Ai avut emoții în finală? Am avut așa, nu prea mari emoții. Au fost mulți elevi care mă cunoșteau și cu susținerea lor am învins acel meci. Cel mai bine să ești calm, încrezut în tine și atunci meciul merge diferit. Procedeul pe care l-ai reușit în final cu japonezul, îl exersezi des la antrenament? Da, foarte des îl frecventez la antrenament. Este procedeul meu iubit și foarte des îl fac la antrenament. Lucrați împreună de 3 ani. Pentru dumneavoastră a fost o surpriză că Alexandrin a devenit campion mondial? Surpriză n-aș spune că surpriză. Noi ne așteptam, adică staful de antrenori ne așteptam la o medalie. Sigur, un pic surpriză a fost că a reușit să iei aurul și i-a bătut pe toți la diferență, în afară de, cum am menționat, și Sandu a fost meciul cel mai greu cu reprezentantul Turciei. În rest, noi ne-am așteptat, cum am mai spus, ne așteptam. Era destul de pregătit, ne așteptam la o medalie. Ne-a bucurat pe toți că medalia a fost cea mai strălucitoare. Sigur, l-am felicitat imediat după meci. Deja ceilalți antrenori, ceilalți părinți, prieteni, deja l-au felicitat când a ajuns acasă. Sigur, toată lumea bucuroasă, fericiți, mulțumiți de munca care au depus-o și el, și noi, și toată lumea. Ați lucrat 2 ani la liceu internat cu profil sportiv. Acum, de un an, vă pregătiți la clubul Heracle din Timișoara, unde sunt mai bune condiții de pregătire. Cât de mult a contat că timp de un an v-ați antrenat la Timișoara? Da, eu mai întâi o să menționez că deci Sandu e născut și a început practicile luptele greco-romane în satul Imoclia, raionul Ștefan Vodă.
Deci chiar mulțumiri la primul antrenor care l-a descoperit, deci domnul Culaclii Vladimir. După care a venit și s-a continuat studiile la liceu sportiv și normal că ar trebui să suntem obligați, suntem recunoscători la staful de antrenori, deci care au muncit și cu Sandu. Este antrenori emeriți care și acum activează la liceu sportiv. Deci antrenori emeriți Cucu Mihai, Curkin Victor, Coda Nicolae. Deci antrenori care oricum și-au depus, care mai mult, care mai puțin, au muncit cu Sandu și l-au ajutat, sigur, în cariera lui, măcar că cariera e la început, dar... Și ziceam, ați ieșit la Timișoara? Da, ceea ce ține de Heracle, deci noi am făcut pasul ăsta anul trecut în septembrie, deci am hotărât să ne mutăm la Timișoara, pentru că avem condiții mai bune. În primul rând avem asigurat cazare, masă, tot parcursul anului. Avem asigurat cantonamente și concursuri, ceea ce e foarte important pentru lupte, pentru că dacă nu ai parteneri, nu ai adversari tari, nu poți să crești. Avem condiții mai bune, da, și pe această cale chiar aș vrea să-i mulțumesc președintelui clubului, domnul Damian Raeleanu, care este un conațional de-a nostru, care și un fan înrăit a luptelor greco-romane, pentru că îți dedic și timp și depune și suflet și resurse materiale, deci tot timpul e cu noi, tot timpul e cu noi la concursuri, tot timpul e face parte din echipa noastră. Da, și cu siguranță a ajutat acest lucru că vă pregătiți acolo, da, foarte mult, pe care nu le-ați foarte avut... mult, pentru că, da, o să menționez și lucrul ăsta, pentru că deci noi acolo activăm și majoritatea lotului de cadeți, practic, suntem împreună acolo. Deci vreau să menționez că anul ăsta, chiar înainte de europene și de mondiale, noi n-am avut niciun cantonament asigurat din partea federației, niciun concurs, deci absolut niciunul nu a fost asigurat de la federație ca să facem deplasarea. Știți cum spune, mulțumim lui Dumnezeu că măcar s-a achitat participarea la mondiale și la europene. Dacă s-ar investi mai mult în sportul moldovenesc, rezultatele ar fi fost mai mari? Cu siguranță vor fi mai mari, cu siguranță. Problema e, noi avem foarte mulți copii talentați. Deci nu vorbesc acum numai de lupte greco-romane, toate genurile de sport. Deci la nivel de copii noi avem foarte, foarte mulți copii talentați. Problema noastră, că așa cum o să mă acces pe lupte greco-romane, problema noastră cea mai mare și cea mai dureroasă ar fi la absolvirea liceului. Deci băieții care chiar au rezultate, absolvesc liceul și rămân cam pe din afară. Deci atunci trebuie să cauți cazare, trebuie să cauți masă. Deci nu, e greu să menții și încă să vină și la antrenament. Deci, el face o facultate, dar când trebuie să duc singur să-și gătească, să-și cumpere, să... N-are unii sta. Sunt câțiva sportivi care au un pic de rezultate și le este asigurată doar cazarea în cadrul Centrului de Pregătire a Loturilor Naționale, dar iarăși sunt cheltuieli, vitamine, masă, mai mult, echipament. Vorbim acum și de echipament, chiar o să menționez că noi de 3-4 ani, nu vorbesc, nu știu, mai înainte, dar vorbesc ceea ce sunt de cadeți, 3-4 ani noi n-am primit nici măcar un tricou, nu mai vorbesc de echipamentul de concurs. Da, și problemele urmează, ținând cont pentru că se va dori rezultate. Acum, foarte mulți copii de-a noștri obțin rezultate mari la nivel de juniori, apoi trec la seniori și nu mai izbutesc acest lucru. Sunt foarte multe exemple, vă gândiți la acest lucru, pentru că, iată, Alexandrin va mai evolua la cadeți încă un an. Da, sigur că ne gândim la treaba asta. Mult depinde singur și de Alexandrin. Noi, în principiu, am discutat și eu și personal și toată lumea din prejur. Ne străduim să înțeleagă că deci e un rezultat mare, un rezultat bun, dar asta e doar o piatră, deci prima piatră la cariera sportivă pe viitor. Deci noi vrem să luăm pas cu pas, noi avem, ne gândim că avem un an la cadeți și știți cum e vorba aceea, că câteodată e ușor să ajungi sus, dar e mai greu să te menții. Deci asta sperăm că și Sandu să înțeleagă. Să luăm pas cu pas, trecem încet la juniori și să fie punctul final, să fie medalia olimpică, asta care ne dorim cu toții și el inclusiv, pentru că e
asta e avantajul lui, e concentrat 100% la antrenament, deci muncește, nu, față de antrenamente la el niciodată nu sunt probleme. Chiar dacă are microaccidentări, oricum e la antrenament, oricum muncește, oricum se antrenează și sigur că se vede și rezultatul din spatele muncii. Alexandrin, faci lupte de la 7 ani. De unde e dragoste față de lupte? Eu luptele le-am găsit pe internet și mi-au părut foarte interesante, după care au apărut la noi în sat. Și primul, fratele meu, ăla mai mare, m-a luat acolo și am început să fac. Am făcut un an, după care le-am lăsat, după care mi-a fost dor de momentele care le petreceam acolo pe saltea și m-am dus acolo, m-am antrenat până n-am mers la liceu. De câte am înțeles, la început părinții erau contra ca tu să faci lupte. Cum au reacționat acum părinții după ce ai devenit campion mondial? Părinții totdeauna mi-au fost alături și mi-au ținut pumnii și la început nu prea au vrut să practic acest sport, că sunt unele traume, dar m-au lăsat să fac ceea ce am vrut, ceea ce iubesc eu. Și au fost foarte fericiți că am ajuns să fiu campion mondial. Ai vreun idol în lupte? Da, este Vlasov Roman. Este din Rusia. Este 2 ori campion olimpic. Și vreau și eu să ajung ca el. Să merg pe drumul ăla. La noi cel mai mare luptător de stil grec-roman este Sergei Mureico, care dădea bătăie de cap lui Karelin. A și reușit să obțină o medalie pentru Moldova în 1996, cea de bronz. Cât de greu crezi că va fi să ajungi tu campionul olimpic? Ar trebui foarte multă muncă ca să ajung acolo. Dar cred că a să merg spre asta. Sperăm ca să ajung acolo și a să iau o medalie. Vă dorim succese. Domnul antrenor, actuala generație este una bună. Avem rezultate și la feminin, iată, la Zagreb și Irina Rângaci au obținut medalia de bronz. Va participa la Jocurile Olimpice de Tineret din Buenos Aires, unde ar putea ajunge și Alexandrin în cazul în care va primi wild card-ul, pentru că mondialul nu era în calificări. Cum vi se pare actuala generație? Avem o generație foarte bună, deci sunt copii talentați. Chiar și acum am avut campionatul european înainte pentru copii, unde am s-a reușit să luăm medalii și 3 locuri de 5. Deci copiii sunt foarte talentați. Problema noastră, am spus-o mai înainte, ca să crească copiii trebuie cât mai multe concursuri, cât mai multe cantonamente. Deci, atunci când fac mai multe deplasări, atunci prind la experiența, atunci prind încredere, sunt mai ambițioși, sunt mai încrezători. Chiar exemplul lui Sandu, noi am avut câteva cantonamente organizate de club și organizate de noi. Exemplul polonezului, băiatul din Polonia pe care l-a bătut el în semifinale la europenii. Deci el a fost învins de polonez la un concurs în Cehia. Și sigur, când am ajuns la europeni, el deja 80-90% din adversarii cunoștea. Știa deja cine, care și cum poate. Și dacă nu, foarte mare. Da, și el l-a bătut fără probleme în semifinal la europeni. Dar dacă aveam primul meci cu polonezul, adică nu-l mai știam anterior, eu cred că erau deja trecut un meci, știe că ce poate să facă, cum poate să-i facă. Și l-a bătut fără probleme în semifinal. Da, să nu uităm și de noi aia. Să vedem. Generația e bună, dar știți cum e. Sunt multe lucruri care contează, influențează și contează. Da, contează mult. Baza sportivă la noi e foarte bună, așa cum o să menționez, Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv, pentru că e o bază foarte bună pe copii. Eu, părerea mea, eu acum pot fi și obiectiv, subiectiv, dar eu cred că problema e după ce absolvezi băieții liceul, acolo e problema noastră. Pentru că noi foarte mulți sportivi îi pierdem după. Ei deja sunt deja adolescenți, deja caută să aibă o bursă, să aibă un viitor. Cât și întemeiază o familie. Și întemeiază o familie. Deja acolo sunt mai mari cerințe și e greu să-i... Și la noi, știți cum, că nu e sport comercial. Deci noi nu putem să mergem la concursuri comerciale și să câștigăm un ban sau... Deci noi ne menținem pe bursele care le plătesc de stat,
bursă să plătești un an de zile sau premiu care l-ar, deși doar pe asta se menține. Nu-i sport comercial, când mergi la turnee comerciale și poți să câștigi un ban, poți să te întreții, poți. Acum mai sunt băieți care se antrenează și au marele avantaj că mai luptă pentru cluburile din Germania și acolo pot să mai câștigă ceva resurse financiare și deci să mai mențin și ne ajută, sigur, și ajută și pe băieți care vin din urmă ca Sandu. Pe baza lor mai cresc și ăștia tineri. Am înțeles. Să nu uităm un alt tânăr de mare perspectivă, luptătoarea Anastasia Nikita. Săptămâna viitoare va evolua la campionatul european Under 20, va ataca o nouă medalie pentru că obține foarte multe medalii. Într-adevăr, avem sportivi de mare calitate și trebuie susținuți. Mulțumesc pentru prezența la emisiune și multă cu baftă. Plăcere și noi vă mulțumim pentru invitație. Noi, din păcate, nu prea suntem alintați cu mediatizarea, adică cu asta. Vă mulțumim pentru invitație și sigur vă așteptăm nu numai și noi să venim în studio, dar vă așteptăm și pe dumneavoastră la un concurs undeva peste hotare, chiar, eu știu, sperăm că la anul când vom participa la europenii sau la mondiale, să vă facem o invitație. Neapărat. Fiți alături de noi, cum s-ar spune, la fața locului. Și să auzim neapărat încă o dată imnul de stat al Republicii Sperăm, da. Moldova. Sperăm.